În aprilie, Direcția de Sănătate Publică Suceava va desfășura mai multe activități în cadrul campaniei Luna Națională de Informare despre Vaccinare, în colaborare cu furnizorii de servicii medicale și cu unitățile administrativ-teritoriale cu asistență medicală comunitară. Totodată, între 26 aprilie și 2 mai, va fi celebrată Săptămâna Europeană a Vaccinării. Campania de informare are loc sub sloganul Prevenire, Protecție, Vaccinare, iar tema este Vaccinurile, Protecție pentru toți. Potrivit unui comunicat semnat de șeful Direcției de Sănătate Publică Suceava, medicul Dinu Sădean, printre activitățile programate la nivel județean se numără diseminarea de informații referitoare la importanța vaccinării, esențială pentru prevenirea bolilor și protejarea sănătății pe tot parcursul vieții, difuzarea de informații specifice temei pe site-ul instituției și promovarea campaniei și a materialelor de campanie în cadrul rețelelor de socializare. Potrivit Direcției de Sănătate Publică, epidemiile recente subliniază responsabilitatea tuturor de a menține sub control bolile care pot fi prevenite prin vaccinare. Tema din anul 2021 încurajează oamenii să conștientizeze beneficiile vaccinării și să îi celebreze pe toți cei care contribuie în atât de multe feluri la protejarea vieții prin vaccinare.